Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi facem un tier list. Tier list România 2022, mai exact, cu câțiva youtuberi mici și mari. Bine, nu sunt ceva de youtuber să mă includ și pe mine, așa că nu m-am inclus. Pentru că am uitat de fapt, dar mai bine așa. Deci, înainte să începem, vreau să vă spun că e doar părerea mea sinceră. Nu trebuie să vă afecteze vouă părerea despre acel youtuber sau vlogger sau... Na? Deci, da. Dacă vă place ceea ce fac, vă rog să apăsați și voi pe butonul de like să vă abonați. Ne facem și noi acolo 400 de abonați măcar. Am văzut că am făcut 300 în sfârșit. Și chiar apreciez. Nu știu de unde au venit 10 abonați așa rapid. Că aveam eu 290. Că am văzut că n-am mai postat și lumea s-a mai dezabonat. Așa rendem încă 10 abonați și am făcut 300 fix. Deci chiar vă mulțumesc. Nu vă mai țin cu intro-ul, zicem la tier list. Bun. În primul rând, îl avem pe NiroX, care are și el acolo 290 de abonați, sau chiar mai mult, nu sunt sigur. Și după părerea mea, chiar știe ce face. Adică, vere. Am mai mulți abonați ca el, ceea ce mi se pare ciudat, sincer. Nu știu ce, dacă l-am cunoscut, mi se părea că avea mai mulți ca mine. Dar asta nu contează. Și, na, succes în ceea ce face și să ajungă și mai mare. Deci, Nirex știe ce face. Bun, următorul. Denis Cuzân, sau de Raterior, pe numele lui vechi. E, cum să spun, tot la fel, știe ce face. Dar l-aș putea pune în legendă și știe ce face, că așa să ajungi, așa bătând din palme la suma de 4.000 de abonați, e ceva. Bine, cum a ajuns și jocuri horror la 3.000 de abonați așa lejer, a ajuns și el, dar n-am. Oricum, îl pun la știe ce face, că nici legendă nu pot să-l pun, că nu e așa OG și da. Îl avem aici pe Oli, Oli postează charturi, știți, fratele meu, i-am făcut promovare, postează charturi random pe care le găsește și el și nu prea știe el ce face, pentru că nu prea le are cu YouTube. Eu m-am rugat de el să se apuce, că e fain. Deci aș putea zice că merge treaba. Așa că cine vede tier list-ul și a ajuns până aici să se aboneze la el. Deci, da, la Oli chiar merge treaba, să zicem. Deci, acum, luăm pe Saic. Saic e o legendă a YouTube-ului românesc, părerea mea. Și ce se mai postează, Fortnite. S-a apucat de prin 2017-18, nu știu, sigur, așa. Fan mai și nu știu cum s-a apucat, dar nu contează asta. Deci, cum să zic... Direct, Psych, legendă. Deci, da. Îl avem și pe Best Norris, dacă tot suntem la categoria cu Fortnite. La Best Norris e merge treaba, dar de fapt, să fim sinceri, între merge treaba și știe ce faci, l-aș putea pune. V-am spus părerea mea sinceră, nu vă ofensați. Părerea mea e că știe ce face, adică postează Fortnite, nu foarte des, a zis și el pe clipuri că nu mai prea postează, că n-am mai apucat, dar, da. Ok, următorul YouTuber, Rezvan Gamer, știu unde îl pun. Oare? Rezvan Gamer știe ce face. Cum a pus și el pe mine la boss, îl pun și eu la știe ce face. Deci, bine. Că tot vorbeam noi de jocuri horror, priviți-l aici pe jocuri horror. La jocuri horror, de asemenea, cum să spun, nu mai e loc la știe ce face, dar nici nu e că știe ce face, e o legendă și nu e chiar OG, dar s-a propulsat direct. Scuzați notificarea, că tot vorbeam de sunul capai. Da.
Îl avem aici pe Eugene, nu prea știu cum se pronunță. La Eugene ăsta, cum să spun, postează Five Nights at Freddy și glumește, face Caterinca, înjură, ceea ce îmi place. Ok? Tuturor ne place să vedem pe alții înjurând aparent, nu știu ce. Deci, da. L-aș pune aici la știe ce face, dar nu mai am loc, așa că îl pun la legendă. Că, bă, e legendă. Youchee s-a apucat de mult de YouTube. Mai avem aici la YouTuberi destui. La știe ce face, deja am pus. Am umplut zona. Am umplut tot tire-ul. Deși mă mir, mă așteptam să fie mai mare. Dar nu contează. Îl avem aici pe Wadi. Wadi animații, mai exact. Wadi e genul de YouTuber care te ajută să crești pe TikTok mai mult, pe YouTube îți dă sfaturi, face și animații. A postat mai de mult un clip care pe mine m-a atins la suflet despre școală. Deci vi-l las în descriere să vedeți și voi clipul. Deci, merge treaba, Wadi, respect. Ai onoarea să fii lângă fratele meu. Deci, da. Tot vorbeam și de legende. Aka Legendary e un YouTuber care postează despre Rafael, mimuri și de ăștia, despre părerile pe care le are lumea despre Rafael sau despre YouTuber de genul și eu zic că e ok. Așa că Aka Legendary ești legendă. Asta îți spune și numele. Deci, da. Ok. S-ar putea poate să trează scopă cineva că e pentru că am aici un zeu al YouTube-ului pe care nu pot să-l pun altundeva decât la legendă. Deci, psych. Știu eu că ești bun, dar scuzați, m-am încurcat și eu așa un pic. Irafel, de asemenea, este o legendă, dar Codzin Brad e o legendă și mai mare, părerea mea. Deci, cum să zic, eu consider că Eugene e o legendă, dar m-am uitat și eu la niște clipuri. Părerea mea, sincer, e că nu mă prea uit. Dar am zis să-l pun la legendă, dar nu mă așteptam că nu o să mai ai pe loc. Am pus acolo așa niște legende și Psych e la merge treaba. De fapt, cum să spun, merge treaba și știe ce face, cam același lucru, așa că fără ofensare. Și Rafael este o legendă a YouTube-ului românesc, deci toți știm chestia asta. Deci, da. L-avem aici pe Alex Rom, la care, ce să mai, merge treaba. Am zis că merge treaba. Merge treaba, dragul meu Alex Rom. Continuă cu ceea ce faci și voi continuați să apăsați și voi pe like-ul ăla blanaos. Că, na. Oricum. Acum îl avem pe Slimer. Postează FNAF. Chiar dacă se ia după Eugene ăsta, cum să spun, nu știu dacă se ia sau nu, are conceptul ca lui Caterinca și chestii, dar pot să spun că, fiindcă nu sunt fan FNAF, e decent pentru mine. O avem aici pe MDZS, alias Proasta, pe care o trecem la slab sau slabă, pentru că dacă intrați pe canalul lui, o să vedeți un clip care zice că primește mult hate de la nu știu ce, de la cineva, și primește hate și de la mine când mă chem atunci Reflex. Și nu are sens ce hate i-am dat. Că nici nu i-am zis mai mult decât faptul că e transpirată și că e disperată, nu i-am zis și nu i-am zis pe YouTube. Și de-aia consider că e proastă și e slabă. Dacă tot dăm hate. Deci, da. Am ajuns aici la 3, la 2 legende și o persoană care joacă Fortnite. Și păcat că nu mai am loc la legende. Ia să încerc că Max Infinite este o legendă pură. Dar nu mai pot să-l pun. Din păcate.
Nu-i nimic. Mai facem rapid încă o secțiune. Rapid așa. Și o vom numi super legendă. Super legendă. Pentru că... Na, de ce nu? Ok, deci pot să-i dau move up. Move up. Super legendă, i-am dat move up exact unde am vrut. Deci, da. Și acum am loc suficient pentru legendele foarte adevărate, care chiar sunt legende ale YouTube-ului românesc. Și legende sunt YouTuberii mai mici care au crescut și au avut un boost. Deci, super legendă e Rafael, e Codrin, este Max Infinit și este Sneak. Și aparent acum merge să pun la merge treaba, așa că Ana Alexe merge treaba. Așa că tot putem să modificăm. Tot putem modifica. Slimer și la tine merge treaba, tată. Deci, da. Ar merge treaba și la Liugin, dar nu mă prea uit la el, așa că e părerea mea sinceră. Deci, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, sper că apăsați și voi like-ul, subscribe-ul și dați și voi un share. Pentru că de ce nu? Și sper să nu fiți ofensați, pentru că poate v-am insultat, nu știu ce YouTuber favorit sau ceva. Pentru că, mă, a fost părerea mea sinceră. O să avem dreptul la opinie. Deci, da. Asta o să o și scot super legendă de aici, dar... S-a pus MDZS la merge treaba și nu trebuie să se pună. MDZS e foarte slabă. Deci... Slab. Move down. Up. Gata. MDZS... Ești foarte slabă. Păcat că nu pot să scap de chestia asta, că am pus de două ori slab și asta, dar nu contează. Deci dacă am acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Cum am spus, dați și voi like, un subscribe și un share. Ne sunem și noi acolo 400 de abonați, e bine. Pa, pa, ciao!